surse de proteine pe care le regăsim în alimente, deci în cele de la raft, sunt de două categorii, de origine vegetală și de origine animală. În mod normal, proteinele animale știm că furnizează toți aminoacidii esențiali necesari, dar proteinele vegetale nu au aport de colesterol. Cum fac vegetarianii? Deci combină la o masă sau în aceeași zi mai multe vegetale pentru a-și asigura toți aminoacidii necesari. Deci lapte de soia, lapte de migdale sau preparate din năut fiert, cum ar fi humus. Vorbim prima oară despre proteinele de origine vegetală. Interesant este că în masa uscată, ciupercile au până la 24% proteine față de exemplu o proteină din o carne de pasăre slabă, cea de curcan, care are maximum 22% proteine. Legumele în general, ca și fructele, sunt surse sărace în proteine. Pe locul întâi sunt leguminoasele, cele mai populare în Europa fiind fasolea și mazăre. Fasolea boabe se prepară și se păstrează mai ales în stare uscată, devenim foarte concentrată în proteine, iar mazărea se conservă, din trecut știm că se conserva în borcane, într-o zeamă ușor sărată, iar mai recent metodele de recoltare și producție permit să fie păstrată în stare congelată, păstrându-și proprietățile, deci este plasată în pungi la congelator imediat după recoltare, pungi fără aer, după cum se orientează noile de metode de producție și valorificare ale mazării. Putem, după gust, consuma fasolea proaspătă în teci. Există varianta verde, haricot beans, cum o spune englezii, sau cea galbenă. Aceasta are alte proprietăți pe care nu le are fasolea boabe, reduce glicemia, are un conținut vitaminic ridicat din gama B. Pe al doilea loc sunt oleaginoasele. După extragerea uleiului din floarea soarelui, se fac turtele de proteice de tip halva, ulei, arahidile, nucile, migdalele, care au însă și conținut de omega-6, adică grăsimi din uleiuri vegetale. Pe locul 3 sunt cerealele și orezul, ca surse de proteină vegetală. Care sunt cele mai bune proteine animale? Cea mai curată proteină de origine animală este albușul de ou de pasăre. Trebuie tratat termic pentru consum, moment în care acesta coagulează, dar și oul întreg este o bogată sursă. În majoritatea cazurilor mâncăm oul întreg pentru cei care doresc să evite ouăle cu colesterol, cele preferabile dacă sunt, chiar dacă sunt mici, sunt ouăle de prepeliță. Dacă sunt consumate fierte, în coajă, acestea nu au aproape deloc colesterol. O proteină digerabilă este carne albă din pește. Deci avem peștii de ape dulci, inclusiv salmoniudele pescuite din ape repezi, chiar și somonul sălbatic din Alaska, plus peștii marini, dorada, heringul și macroul. Carnea aflată în oferta magazinelor, carnea de pește, se conservă fie în oțet cu ceapă, afumare, conservă în ulei de floarea soarelui, în suc propriu, mai ales tonul, tratare cu mirodenii și tragere în vid. Multe din icrele de pești au conținut ridicat de proteine, că din ele se dezvoltă în organisme noi, dar sunt și surse de vitamina E. Ce putem spune despre carnea roșie? Carnea roșie este bogată în fier, mai puțin carnea de piept de pasăre, cum ar fi puiul, dar aceasta este bogată în zinc. Carnea de cupru, carnea de porc este importantă, depinde de la ce parte a corpului, vă duceți la o măcelărie și alegeți, este o carne mai bogată mai degrabă în cupru, carnea de vită și de miel, dacă mielul și vânzatul au fost hrăniți mai mult cu iarbă, pot fi bogate în omega-3.